Bună ziua! După cum știți, săptămâna trecută am avut vizita domnului ministru al Sănătății. Dumnealui a vrut să viziteze ambulatoriul integrat al spitalului și compartimentul de primiri urgențe, după care a dorit o întâlnire cu medicii șef de secție. A fost o întâlnire cu ușile închise, după cum știți, dar așa cum au spus și o parte din colegii mei, o parte au prezentat eronat din discuțiile care au avut loc cu domnul ministru. Întrucât dumnealui discuția a fost cu ușile închise, am considerat că a dorit o discuție doar a noastră să fie. De asta mă văd nevoită, datorită discuțiile apărute în presă, să ies și să îmi spun și eu punctul de vedere. Astfel, în legătură cu concursurile susținute la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a apărut în mediul online o știre, precum că, și ghilimele, citesc din ce era scris, directoarea avertizată de Ministrul Sănătății, atenție la corectitudinea concursurilor de angajări. Avem reclamații și eu, tot din știrea respectivă, doamna manager a rămas fără replică atunci când ministrul i-a spus foarte clar problema respectivă, mai ales că domnul ministru părea să știe foarte bine ce spune. Fără replică nu am rămas atunci, pentru că am dat același răspuns pe care îl voi spune și acum. Da? A fost vorba despre postul de farmacist cu drept de liberă practică, care a fost scos la concurs. Astfel, organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic-dentist, farmacist, biolog, biochimie și biochimist în unitățile sanitare publice se fac conform unei metodologii aprobate de Ministerul Sănătății prin Ordinul 869 din 9 iulie 2015. Astfel, în anunțul de concurs se vor preciza profesia, gradul profesional și eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie să le dețină candidații după cum urmează. Deci asta este citată din ordin. Punctul A. Medic, medicină generală, medic-dentist, respectiv farmacist cu drept de liberă practică. Cazul pe care noi l-am scos la concurs. Da? Punctul B. Era medic rezident, medic-dentist rezident, farmacist rezident în ultimul an de specializare. Punctul C. Pentru medic specialist, dentist specialist, farmacist specialist. Punctul DF, medic primar, farmacist primar, dentist primar. Deci se respectă gradul profesional în funcție de punctul la care scoți la concurs. Noi am scos la concurs postul de farmacist cu drept de liberă practică, adică acel farmacist care a terminat facultatea și și-a dat licența. Da? Asta este la punctul A, care este și medicul de medicină generală, același medic care a terminat facultatea, punct, fără nicio specializare, fără niciun rezidențiat. La concurs s-au înscris 5, au fost 5 candidați. Din cei 5 candidați, unul singur era cu farmacist specialist, da? Cu specialitate pe farmacie. I-a fost adus la cunoștință că postul este pentru farmacist cu drept de liberă practică. Dumnealui, normal ca fiecare, a considerat că nu este corect și a făcut o adresă la minister, la domnul ministru, printr-un mail. După care a venit cu acel mail să îmi spună că domnul ministru i-a răspuns că are dreptul să participe la concurs. Numai că acel mail nu l-a lăsat nici să fie înregistrat la noi, nu avea nici antetul Ministerului Sănătății, nu avea nici semnătura Ministrului Sănătății, ca atare, normal că cum poți să iei în considerare nefiind un act oficial. Da? După care tot dumnealui a depus și o petiție către spital, prin care era asesizat niște erori în anunțul de concurs,
și într-adevăr, analizând anunțul de concurs, au fost și niște erori și atunci șeful UNOS cu avocatul și juristul unității împreună am considerat că cel mai corect este să anulăm concursul. Am făcut adresă la minister, la Ministerul Sănătății, tocmai unde am prezentat că la compostul de farmacist cu drept de liberă practică publicat în Viața Medicală a participat la concurs și un farmacist specialist și am cerut să ne răspundă dacă farmacistul specialist poate participa la concursul de farmacist cu drept de liberă practică și dacă da, atunci care este salarizarea? Pentru că noi salarizarea este pe farmacist cu drept de liberă practică și nici de cum de specialist. Afirmațiile că domnul ministru părea să știe foarte bine ce spune, într-adevăr, atâta timp cât dumnealui a fost informat prin mail, corect că știa situația de față. Noi, în momentul de față, așteptăm răspunsul Ministerului Sănătății și ne vom conforma în funcție de exact ce spune ministerul, dacă poate participa la concurs și farmacistul specialist pe postul de farmacist cu drept de liberă practică. Care e diferența? Păi diferența este că farmacistul specialist are o specialitate de 3-4 ani cât durează rezidențiatul. E diferența între medicul de medicină generală, da, și medicul specialist. Specialistul face o specializare. Normal că este mai competent, mai bun, dar în momentul de față la noi postul este de farmacist cu drept de liberă practică. Într-adevăr, în metodologie scrie dacă la concursul scos la postul scos la concurs nu participă nimeni și faci dovada că nu a fost niciun candidat, poți trimite spre republicare la Viața Medicală fără a specifica gradul profesional și atestatele. Și atunci treci doar strict în cazul de față farmacist și poate participa la concurs și farmacistul cu drept de liberă practică și farmacistul specialist și farmacistul primar și cel rezident. Dar asta doar în cazul în care nu s-a prezentat nimeni la concurs prima oară când a fost scos postul. Mai departe, o altă problemă pusă în discuție a fost necesitatea unui computer tomograf la Spitalul Municipal de Urgență Roman. La nivelul Ministerului Sănătății se desfășoară un program de dotare a spitalelor județenii cu computer tomograf. Împreună cu domnul director financiar ne-am deplasat la Ministerul Sănătății prin luna martie, când știam de programul de dotare a spitalelor județene cu acest computer tomograf, spunând că, domnule, spitalele județene este imposibil la nivel național să nu aibă CT-uri. Eu fac pariu că mai bine de 50%, dacă nu și 70-80% din spitalele județene au aceste CT-uri. Ca atare, noi fiind un spital de urgență, gradul 3, cu un număr de populație arondat, după cum știți, destul de mare, cu E85, am spus că poate avem o reușită să intrăm în acest program. Răspunsul la momentul respectiv de la minister a fost că nu suntem spital județean și că e doar pentru spitale județene, așa că ne pare rău, nu se poate. Atunci am considerat că noi aveam pregătit de acasă, cum ar veni, și o notă de fundamentare, care am lăsat-o la Departamentul Direcției Generale Buget și Contabilitate, unde am fundamentat necesitatea acestui CT. La întâlnirea cu domnul ministru chiar am prezentat și această situație și dumnealui a spus că într-adevăr programul este doar pentru spitalele județene și dacă va fi vreun spital care nu are nevoie sau așa, vor vedea la momentul respectiv.
Tot în mediul știrilor a apărut imediat a doua sau a treia zi că o dezinformare precum că noi acest CT îl avem achiziționat și că nu l-am plătit. Și că, de fapt, noi de asta nu-l folosim, pentru că n-am fost în stare să plătim, am primit doar jumătate din bani de la Consiliul Județean. E vorba strict de aparatul de radiologie, care l-am achiziționat anul trecut, și nu despre computer tomograf. Diferența între un aparat de radiologie și computer tomograf e de la, cum am mai și spus, de la Logan la Merțan. Na. Fiecare acum înțelegem. Așa. O altă problemă discutată a fost legat de bugetul pe... legat cu dotările. Deci, la nivelul Ministerilor Sănătății se derulează programul de extindere și dotare a UPU, Spitalul Județene, în cadrul programului operațional regional. În urmă cu 2-3 săptămâni a avut loc la sediul Prefecturii Piatra Neamț o videoconferință unde a fost prezent și domnul ministru al Sănătății pe tema acestui program de extindere și dotare UPU, Spitale Județene. Au fost întrebate toate spitalele județene dacă vor să dacă sunt interesate de aceste fonduri și dacă au făcut ceva, au făcut demersuri pentru a accesa fondurile respective. Au fost spitale județene, printre care Brașovul, care au spus că pe ei nu interesează aceste fonduri, și atunci am venit cu ideea că noi avem făcut un studiu de prefezabilitate cu măsurători și studiu geotehnic pentru modernizarea și extinderea și dotarea centrului de imagistică. Bine că acest centru de imagistică noi l-am considerat în cadrul ambulatorului integrat, dar foarte bine poate fi în cadrul CPU-ului, pentru că acum știm prea bine, marea majoritate a investigațiilor se fac pentru pacienții din CPU și mult mai puține pentru cei internați. Și este vorba, acum știți, legat de acest centru de imagistică, este vorba de o clădire parter plus etaj și dotările care noi ni le-am dori ar fi RMN, CT, mamograf, angiograf. Am trimis și la DSP acest studiu, tocmai pentru că era nevoie și de avizul DSP-ului Neamț. Și am prezentat toate acestea la Ministerul Sănătății și chiar am prezentat și domnului ministru acum de față despre acest proiect. Și la fel răspunsul a fost că interesează doar spitalele județene, atâta timp cât sunteți spital municipal, rămâne de văzut. Și că în momentul de față fonduri la minister nu prea sunt, i-a interesat cel mai mult să continue acele investiții începute în anii din urmă, tocmai de aceea a și spus că a fost la Fălticeni de a inaugurat spitalul acolo, pentru că era un proiect vechi și a considerat că este mult mai bine să finalizezi ce ai început decât să dai bani și să tot începi câte ceva și nu mai termini. Și așa au finalizat cu Spitalul Fălticeni, am mai dat un exemplu, parcă la Timișoara, și încă vreo două spitale. O altă problemă prezentată a fost în legătură cu finanțarea activității de urgență pe anul 2017. N-am ieșit să spunem până acum, dar se pare că e bine să se știe că bugetul pe 2017, în ce privește CPU, este la jumătate din bugetul pe 2016. În cursul lunii aprilie am primit adresă de la DSP Neamț, prin care ni se solicita măsuri de încadrare în bugetul alocat. Deci nu că ne mai dă bani, ci domnule, ăștia sunt bani, voi trebuie să vă încadrați. Atunci, bineînțeles, că i-am spus și ce măsură putem lua, să spunem, triem, tu vii, tu nu vii, pe tine te văd că ai ochi albaștri, pe tine nu, că-s cam verzi. Normal că nu putem face așa ceva. Ca atare am făcut adresă la minister. Ce pot spune este că în anul 2015 în CPU s-au prezentat 38.669 de pacienți, în 2016 38.103 pacienți, ca aproximativ un 3.000-3.200 de prezentări pe lună.
Și atunci am luat cam ce se consumă mai mult în CPU și am calculat că vaccinul antitetanic se folosește foarte mult. CT-ul la fel, undeva în jur de 25-30 de mii de lei pe lună sunt pentru CT-urile din CPU. Investigații de urgență precum gaze arteriale, troponină, 8500 de lei pe lună. Utilizare de trombolitice, câte aproximativ 2 pe lună și astea sunt 7000 de lei. Totalizând aceste repere, ajungem la o cheltuială lunară de circa 63.500 lei, la care se adaugă și costurile cu medicamentele, materialele sanitare, reactivii, dezinfectanții. Și astea sunt de aproximativ 23.000 de lei pe lună. În total avem un 86.500 pe lună, da? Cu 1.038.000 de lei pe an. Iar bugetul nostru pe 2017 este de 610.000 lei, aproximativ 58% din bugetul pe 2016, care este total insuficient și ca atare ne-am văzut nevoiți să facem adrese și să prezentăm și domnului ministru. Tot săptămâna trecută am fost invitați la sediul ISU Piatra Neamț, unde a fost videoconferință cu domnul doctor Arafat, care ne-a spus că în cursul dimineții a avut întâlnire cu Ministerul Sănătății, unde au dezbătut problema bugetului pentru UPU și ambulanțe și i s-a spus destul de clar, era și dumnealui foarte supărat, că nu vor obține niciun leu și că până la sfârșitul anului doar s-a pus în discuție o rectificare pentru cheltuielile de personal, iar ce înseamnă titlul 2, bunuri și servicii, ăștia sunt bani și să vă descurcați. Să ne descurcăm în condițiile în care primim des adrese, o adresă de la Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul de Situație de Urgență, unde ne spune ce măsuri să implementăm și să impun în caz de catastrofe. Da? Și ne ducem la punctul H, unde zice stocuri pentru accidente colective, materialele de pe mașini de intervenție la accidente colective și în unitățile de primiri urgențe. Trebuie să existe un stoc de rezervă de medicamente și echipamente pentru minimum 50 de pacienți, urmând ca reprezentanții DSU să verifice acest fapt în controlele și inspecțiile efectuate. Deci, pe de o parte, nu-ți dă bani, pe de altă parte, îți cere să ai. Și la final e managerul incompetent, că nu a adus bani de acasă să doteze spitalul. Nu că nu dă ministerul bani. Așa. Astfel, pentru a desfășura activitatea în bune condiții, propunem propunerile pe care noi le-am făcut la nivelul spitalului către DSP și către minister, că ne-am gândit și noi ce propuneri, ce măsuri să luăm, că doar nu pot să îi spun pacientului să nu-l primesc sau să nu-i fac ce trebuie. Și atunci ne-am legat și noi de altele, adică să fie stabilită la nivelul DSU care ar fi diagnosticele care nu necesită tratare în CPU UPU, astfel încât acestea să fie direcționate către centrele de permanență sau la medicii de familie, așa cum dumnealor au scos acele criterii de așteptare cu timp, cu tot, așa să reușească să întocmească și un tabel cu diagnosticele care nu necesită prezentare la centru primiri urgențe sau unitate de primiri urgență. O altă măsură, o corectă dispecerizare a cazurilor 112, cu indicații de adresare și către medicul de familie, către centrele de permanență sau, dacă este într-adevăr urgență, către CPU și UPU. Sunt multe cazuri în care vin cu 112 o fractură de pumn. Păi, dar picioarele ți sunt normale. La ce chem 112? Adică, din punctul nostru de vedere, ar trebui și aici lucrat un piculeț, nu sunăm la 112 și nimeni nu ia nicio măsură. Pentru că acolo se cheltuiesc bani. Banii ăia foarte bine pot fi direcționați în altă parte. Și o reanalizare a activității, adresabilității centrelor de permanență pentru a fi eficiente, să nu fie doar consumatoare de resurse, iar numărul acestor centre să fie în concordanță cu adresabilitatea și populația arondată. O altă discuție pe care noi am avut-o a ridicat problema doamna doctor Tălmăcel legat de mașina TIM.
mult așteptata noastră mașină și până la urmă tot noi direcția eram cei vinovați. Adică, într-adevăr, domnul ministru știa despre problema cu mașina Tim, problemă care a fost de foarte multe ori, știți prea bine că domnul deputat la Urențiu Leoreanu în Parlament a făcut diferite interpelări tocmai pentru a vedea ce se întâmplă cu această mașină. Imediat în secunda 2, doamna dr. Tălmăcel a fost sunată de către DSU, de domnul dr. Călin Alexandru, foarte mirat, cum, voi încă n-ați obținut mașina aia, încă nu funcționați? Nu! Și acum, în momentul de față, domnul ministru ne-a reproșat că noi n-am făcut hârtia corespunzătoare, cum adică dorim punct de lucru la Roman, dar nu știm că conform ordinului 1706 nu avem voie să avem mașină timp la Roman. Și vă expun acum exact pe 23.05.2016 adresă de la Ministerul Sănătății, da? În care spune, în cadrul ședinței Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic din 5.05.2016, membrii Comisiei au decis că nu poate aviza înființarea unui CPU smurt. Deci noi asta am cerut atunci. Întrucât legislația în vigoare nu permite acest lucru, dar se poate înființa un punct de lucru al UPU Piatra Neamț în cadrul Spitalului Municipal Roman. Deci este punctul dumnealor de vedere, dumnealor au zis că asta este corect. Nu noi am cerut punct de lucru la Roma, noi am cerut să găsească forma legală ca această mașină să poată funcționa la Roma. Acum nu. Ni se reproșează că noi am cerut punct de lucru și nu este corect. Suntem la un an de zile unde... Da, dar Comisia Interministerială este formată din aceiași domni doctori. Și vă și spun, deci domnul ministru nu face parte din Comisia Interministerială. Este același domn doctor Arafat, este același domn doctor Călin Alexandru, este același domn doctor Petre Melinte, care este directorul Serviciului de Medicină de Urgență, este același domn doctor Borcea de la Oradea, deci și plus de partea asta, sunt aceiași oameni. Deci, în momentul de față, au retrimis, deci ce ne-au spus este că au retrimis adresa, că noi, între timp, am mai făcut o adresă către Spitalul Județean și Consiliul Județean, dumnealor au trimis către minister cu acest punct de lucru și au spus, nu e corect. Am vorbit ieri la telefon cu doamna dr. Bărduze la minister, dragă, ce-i cu voi? Ce vreți de la mine? Punct de lucru nu există. Cum să-ți faceți așa, ce ceriți acolo? Doamna doctore, eu nu cer. Eu am zis forma legală de a avea mașina. Nu mă interesează că e punct de lucru, că e gardă, că e... Asta dumneavoastră găsiți legal, soluția legală de a putea funcționa. Nu am cerut eu punct de lucru. Punct de lucru a venit tot de la dumneavoastră ca fiind soluția legală. Și acum suntem la un an de zile fix astăzi, când această adresă este retrimisă în Comisia Interministerială, pentru, aș spune din nou, punctul de vedere, că dacă e punct de lucru, atunci să fie punct de lucru, dar să semnezi, de parcă data trecută n-au semnat, sau dacă e linii de gardă, să fie linii de gardă. Doamna director, dar de ce n-ați atașat răspunsul lor la solicitarea dumneavoastră? Da, eu când domnul ministru a spus, credeți că aveam de unde să știu ce răspuns ni dă atunci, când îmi spune că nu-i corect punct de lucru? Dar, în primul rând, este vorba de o problemă de constituționalitate, modul în care se pune problema că cetățenii unui județ, din punct de vedere al sănătății, sunt cetățenii de gradul 1 și de gradul 2, este incorrectă. Noi avem aceleași drepturi la serviciile de sănătate ca și cei de la județ. Deci aici ar trebui găsit o cale politică de a doamna Ordean, știți, dacă vă aduceți aminte, exact acum un an, când v-am spus că sunt lucruri care ar trebui rezolvate și legislativ. Sunt niște virgule sau niște chichițe în legislație care, cu voința celor care fac astfel de legi și cu memorii fundamentate, așa cum noi avem și cu experiența din teritoriu, se poate upgrada. Orice domeniu
suferă transformări în decursul timpului, din punct de vedere al modului, al adresabilității, al patologiei pacienților, atunci noi nu putem rămâne cu o legislație din 1900 toamnă să o aplicăm peste 15 ani. De asta spun, poate la acel moment când era ordinul 1706 gândit și era corect, dar de atunci centrul de permanență din Roman, care funcționa în ambulatoriu de specialitate, a devenit un centru modern dotat, un centru cu personal calificat, un centru care poate face astfel de intervenții. Și de asta am spus că, vedeți, ne învățăm, ne scărpinăm cu mâna invers, când am putea pune și pentru spitalele municipale de urgență, care îndeplinesc aceleași criterii, în spitale de aceleași grade. Și atunci tot o comisie verifică dacă îndeplinim criteriile și era foarte simplu. Își spunea, de mâine fă treaba asta. Deci se făcea cu o notă de fundamentare în cadrul ministerului, se făcea o modificare la acel ordine. Așa mi se pare mie că ar fi fost și verificat cu tot. Eu am, asta am spus, că vedeți hățișul ăsta cu autorizații, avize, cu punct în subordine, așa, nu face decât să complice tot lanțul acesta al cu... La asta la comisie se plătesc? Adică nu știm, noi că nu am... N-am idei. Acum vedeți și dumneavoastră, această mașină chiar este nevoie de ea, că și în cazul accidentului de duminică sunt ferm convinsă că medicul care ar fi fost pe o mașină smurd timp, pe o mașină timp, ar fi așteptat elicopterul și ar fi avut altă șansă pacienta respectivă. Că la fel, au apărut diferite știri că la Roman, că nu știu ce. Deci... În cazul respectiv, doamna a fost adusă la Roman, din CPU, medicul de gardă a realizat și a constatat gravitatea situației și a recomandat, chiar a și spus, merg cu doamna să toaletez, că orice plagă trebuie toaletată cât mai repede, tocmai pentru a scade timpul de a apărea infecția. Acolo era pământ, era iarbă, da? O plagă ce era de deasupra genunchiului până la jumătatea gambei, fără piele, e zdrobit, da, cu lipsă de țesut osos, cu lipsă de cu piele și mușchi, a spus transfer la Iași, da? A plecat cu pacientul în sală să toaleteze, iar medicul din CPU a cerut transferul la Iași. Iașul este cel care a refuzat transferul, da, zicând că întâi și întâi sunați la Piatra Neamț, că asta este ordinea, dacă cei de la Piatra îi depășesc și pe cei de la Piatra, abia după aia s-o trimiteți la Iași. Deci transferul către Piatra Neamț n-a fost făcut că așa am vrut noi, nu. A fost pentru că Iașu nu a vrut să primească acel caz. Da? De la Piatra Neamț, normal, via Iași. Că și pe dumnealor îi depășea. Îi depășea din ce punct de vedere? Acolo trebuia chirurg plastician, trebuia chirurg vascular și chirurg ortoped, da? Romanul nu are chirurg plastician, Romanul nu are chirurg vascular. Deci era politraumă. Singurul centru de politraumă este la Iași, nu este la Roman sau la Piatra Neamț. Piatra Neamț au și chirurg plastician, nu zic nu, dar nu este chirurg de gardă. Fiecare în timpul lui liber poate fi plecat, mai ales duminică după amiaza. Sigur, dar în acest caz, dacă doamna era dusă direct cu elicopterul, da, la Iași, avea o altă șansă. Aici este, da, cea mare problemă. Da, dar aici nu este decizie luată prost de ce treabă are Spitalul Roman, că tot s-au legat iară de Spitalul Roman, de conducere și de altele. Unde este greșeala Spitalului Roman? Da, la cei care așa a considerat medicul respectiv. Presupun că va avea și dumnealui o explicație de o făcut așa. Vreau să vă întreb și eu ceva și să ne întoarcem la primul subiect cu care ați deschis conferința, da, care da, ce a apărut în mediul online despre atenție ce se întâmplă aici cu șpăgile de la, da, Spitalul Municipal. Nu a spomenit nimeni nici un cuvânt de șpagă. Nu, dar
Asta da? Eu nu, nu. Chiar... Deci faceți niște afirmații no, care nu secundă. Sunt... Deci nu există șpăgi. Atâta timp cât nu există șpăgi și dar nu am luat o șpagă... Păi eu nu sunt de acord să spuneți niște cuvinte și să le puneți în, spre mine atâta timp cât eu am organizat niște concursuri corecte și atâta timp cât dar nu am fost de acord cu... Așa... nimic. Eu nu vă acuz de nimic. Vă rog să-mi dați voi să termin întrebarea. Da. În orașul Roman se discută da. Foarte des despre anumite șpăci care se dau în Spitalul Municipal Roman la angajare. Cunoașteți deci, așa ceva? Eu nu cunosc absolut nimic. Simplu, deci nu, rugămintea nu mea este... Nimic, doamnă. Deci nu, rugămintea mea este și am să și fac treaba asta. Nu. Toți cei care s-au angajat în perioada cât am fost eu manager, îi voi chema și să dea scris câți bani au dat. Păi eu n-am văzut absolut nimic, domnule, și nu mi se pare absolut, nu mi se pare corect să se spună la adresa mea niște dar cuvinte. Dar nu de adresa dumneavoastră, că nu despre, este vorba despre o doamnă asistentă șefă, vă spun despre cine se vorbește în orașul Roman, care ar fi persoana care strânge banii. Între atunci, 3.000 și 5.000 de euro își pagă pentru angajare în Spitalul Municipal. Eu vă întreb, este adevărat? Dumneavoastră ați auzit acest... Eu nu am auzit absolut nimic, nu. Corect și atunci. Nici da, am cer... Intern și vedeți ce se întâmplă. Este da. Cumva adevărat? Ați auzit deci, dumneavoastră eu nu am de auzit ceva? De așa ceva, dar dacă este cineva care într-adevăr a dat, vă spun în direct, public, să facă public. Și public, să facă adresă și atunci va fi băgată acea asistentă șefă la comisia de disciplină. Stați pentru că eu noi nu acuzăm nicio asistentă da. Șefă. În România există prezumție de nevinovăție, doamnă. Da. Eu doar vă întreb. Ce se discută în tot orașul Roman privind angajările la Spitalul Municipal? Deci mie nu mi se pare corect atâta timp cât eu nu sunt de acord cu așa ceva. Nu mi se pare corect nici să dai, nici să iei. Eu am mers întotdeauna pe premiza să învețe, da? Să învețe cu toții și să fii competent și bun. Ca atunci când eu am să-ți spun ceva, că n-ai făcut cum trebuie, nu să-mi reproșezi cine știe ce alte... Înțelegeți? Eu sunt pe chestia asta și niciodată nu am fost de acord cu treaba asta. Da? Ce însemn... Eu nu am nici cunoștință și nici nu am făcut așa ceva. Ce fac altcineva? Chiar vreau acele persoane, care... pentru că mă deranjează să se discute despre chestii sigur. Din astea, chiar zic și indirect, acele persoane care au fost, au dat sau au fost condiționate să vină și să facă scris. Pentru că chiar vreau să... Vă dați seama că și-a sunat tare de minte, deci nu cred că se descrie. Și mai ales dacă au obținut sunuri bani, o să declare siguranță. Dar în completarea întrebării colegului nostru, aveți cunoștință despre faptul că pe foaia de examen, candidații sunt puși să scrie anumite subiecte care nu au fost prinse în bibliografie atunci când s-a afișat anunțul de concurs? Adică ei susțin că au fost puși să povestească despre ceva pentru care nu au învățat, că nu au fost informați că trebuie și de ce n-au făcut o contestație? Că dacă tu ai niște subiecte care n-au fost în tematică... Au predat foaia albă și sunt convinsă că sunt multe situații unde candidați părăsesc sala... Nu, nu. Deci există bibliografie. O să dau un exemplu. Da, da. Da. Concursul pentru telefonist, care nu a fost da, s-a reluat procedura, acum sunt înscrierile și urmează să fie examenul din nou. Și, dar știți că și înainte de se face un anunț și e posibil să aveți dreptate, eu să zic, să fie o întrebare care nu e absolut, și înainte și după teză, orice candidat are dreptul să facă contestații, să solicite ori lămuriri, ori să conteste că ceva din tematică nu se adresează specialității sau e posibil să eu știu, când întocmești legislația, să pui ceva care e valabil doar pentru medic, să-l pui și la asistent și să nu fie valabil, dar oricine poate sesiza lucrurile astea. Și comisia și cei care au, imediat trebuie să dea răspunsul, ori retrage acel, ori pot relua proba de concurs, sunt soluții juridice, dar nu putem trece. De asta știți ce problemă? Noi avem, dacă se semnalează, mereu am rugat, dacă apare o problemă, toți cei care muncesc pot și greși.
Dacă cineva sesizează un astfel de lucru, să vină, face o sesizare. În momentul în care a făcut acea, este o altă comisie de contestații, în care sunt alți oameni, alți juriști, în care pot analiza. Și în cazul în care primește un răspuns nefavorabil, el are și alte căi în contencios. Nu trebuie să lăsate lucrurile, dacă sunt sesizate, o eroare de natura asta. Sau chiar e păcat. O secundă, vreau să completez ceva. Acum, pentru postul de telefonist, chiar nu știu să vă răspund, dar pentru toate posturile de asistente, din câte știu eu, mi s-a spus că la fiecare sfârșit de examen, da, fiecare candidat, când se deschide foaia, li se explică exact ce au greșit. Adică dacă tu ai avut un subiect care n-a fost în tematică, în bibliografie, consider că era corect să spui atunci, domnule, mi-ai dat, uitați, a fost un exemplu, pot să vi-l dau, la postul de radiologie, când a fost un subiect cu oasele feței, nu știu cum, și chiar a fost o greșeală acolo și unul din candidați a spus, am impresia că aici s-a greșit, de fapt sunt oasele nu știu care. De asta zic că comisia tot timpul ascultă, discută, le prezintă candidaților, dacă au nemulțumiri le explică de ce a fost nota aia și nu aia. Asta ce știu eu, la parte de asistenți. La parte de liftier sau telefonist, chiar o să mă interesez și mai ales pentru că și reluăm și urmează din nou un examen, chiar o să vorbim. Asistenți medicali cu studii superioare de scurtă durată. Care lege sunt? Cred că se referă la ordinul 284. A fost promulgată legea. Între timp a fost promulgată legea. Și nu știu dacă a fost sau nu promulgată. Legea problema este alta. Într-adevăr, la postul de director de îngrijiri medicale, conform metodologiei tot la fel, ordinul 284 scrie destul de clar că postul poate fi ocupat la momentul respectiv. Putea fi ocupat de asistent principal, asistent cu studii superioare. Numai că s-a modificat salarizarea. Da? Și la salarizare nu mai apare salarizare pentru post liceal, apare doar pentru studii superioare. Și noi am fost... și noi am făcut o adresă, tot la fel că se spune că să nu greșesc, tocmai de asta am făcut adresă la Ministerul Sănătății imediat după ce s-a terminat concursul și am prezentat conform ordinului 284, am scos postul la concurs, a fost un singur candidat, asistent principal, a luat concursul, care este salarizarea. Corect, ca să nu greșesc. În timpul ăsta, pentru că n-am primit răspuns decât după 30 de zile și trebuia încheiat contractul de administrare, normal s-a încheiat contractul doar cu domnul director financiar și cu doamna director de medical, iar pentru doamna director de îngrijiri s-a făcut act adițional la vechiul contract pe 3 luni de zile, că legea îți spune, dă dreptul să dai 3 luni și încă 3 luni. Da? Așteptând răspunsul de la minister. Răspunsul de la minister a venit că trebuia să fie doar cu studii superioare. Nu se poate fără studii superioare. În cazul de față, într-adevăr, suntem nevoiți să scoatem postul la concurs pentru director de îngrijiri medicale, să respectăm legea, adică studiile superioare. Ce este cu acel compartiment de management al calității și audit intern? S-a procedat la Roman la... Da, avem un compartiment MCCIM, Managementul Calității Control Intern Managerial, unde avem două persoane, da? Este doamna Nohai Alina, da? Și... Da, doamna Nuții Chirilă, care știind că nu o să mai poată
fi director de îngrijiri medicale. Când s-a scos postul pentru MCCIM, a participat la concurs. Da, dumnealor, sunt cei doi care, bine, după ce își finalizează contractul cele trei luni, că nu poate să fie în paralel și și. Una, nu ne-a vorbit deloc despre acel compartiment de îngrijiri paliative, știți cât de necesar este el, știți ce probleme... Vom discuta zilele următoare, vom da o veste bună, da, zilele următoare. Eram pe final, am terminat. Ce mai aveam de zis era cu zilele spitalului, da? Că organizăm ediția a doua a zilelor Spitalului Municipal Roman. Tema este chirurgia minim-invazivă la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Evenimentul va fi creditat cu puncte de la Colegiul Medicilor și Organizația Asistenților. Anul trecut la Colegiul Medicilor am primit 11 puncte, în momentul de față nu știm exact, dar tot în jur de 10 puncte vor fi credite vor fi și la și anul acesta. Avem ca invitați pe domnul profesor Vasile Astărăstoaie, pe domnul conferențiar dr. Gabriel Constantinescu de la Spitalul de Urgență Floreasca și pe domnul conferențiar dr. Alexandru Grigovrovici. Ambii sunt medici chirurgi. Lucrările vor avea loc la fel ca și anul trecut la Royal, cina festivă la Castelul Miclăușeni. Deocamdată știm, trebuie să... 8-9-10 iunie. Sfântul Spiridon Ortopedie. Compartimentul de pneumologie l-ați regândit a fi relocat acolo pentru că acele 15 paturi și în două savane și jumătate nu prea corespund acolo și față de număr de pacienți care au Dumneavoastră aveți dreptate și chiar am avut și control săptămâna trecută, toată săptămâna am avut control de la DSP. Au venit pentru a preleva probe de sanitate, de autocontrol, tot ce înseamnă infecții, să zicem, asociate actului medical. Și dumnealor au ridicat unele probleme. Problema principală este că noi avem acest spațiu, acest spital construit și se dorește tot mai multe. Că la garderobă nu ai spațiu să faci igiena pacientului, că acolo nu știu ce mai este, că trebuie înființată spitalizare de zi. Mai nou, noi până la sfârșitul anului trebuie să înființăm și spitalizare de zi. Dar nimeni nu vine cu să spună, domnule, că de fapt și de drept trebuie construit o altă clădire. Trebuie bani, trebuie fonduri. N-ai cum să... Într-adevăr, la pneumologie sunt 10 paturi. Noi, pe perioada iernii, am făcut ca o colaborare între secții și am luat paturi pe secțiile unde erau mai puțin pacienți și am dat către pneumologie, pentru că, după cum știți, iarna pacientul mai des face pneumonie decât în zilele călduroase și atunci, fiind cazuistică mult mai multă, pentru a nu sta doi în pat, normal că am adus paturi de pe altă secție și le-am pus acolo, chiar dacă nu trebuiau să fie, să zic, 5 paturi, le-am pus 5 sau 6 tocmai pentru a sta fiecare în patul lui. Dar pentru a mări spațiu, nu este unde. Nu că nu vrem. Nu avem unde, efectiv. Pentru că, după cum știți, spitalul când a fost construit erau câteva secții, funcționa și spitalul vechi. Spitalul vechi au fost aduse secțiile de acolo încoace, au fost toate îngrămădite. Nu avem cum să... Și fiecare secție presupune și saloane, presupune și cabinet asistenți, cabinet medici, depozit unde să-și pună tot ce înseamnă materiale curate, materiale din aslalte de curățenie, unde trebuie să bude. Chiar nu că nu vrem. Vrem, dar nu avem alte spații. Ăsta este spitalul. Am văzut că la nivelul țării a apărut scandalul de
scrie din Piatra Neamț, plin de tot felul de gângănii. Avem și noi situații la Roman în care se impune, pentru că acolo unde sunt bolnavi, apar și acei gândași, se tot negri. Se pune problema, astfel de problemă și la Roman, cumva? În cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Actului Medical își desfășoară activitatea și un agent DDD. Agentul DDD este cel care se ocupă cu dezinfectare, dezinfecție, toate astea. Normal, dacă se vede vreun gândac, vreo ceva, intră în acțiune agentul DDD, face curățenie și distruge tot. Da, nu putem spune că, Doamne, nu... În momentul în care cineva vede un gândăcel, imediat a sunat agentul. Vino și îi se... Îi face formula și da. Îl rezolvă. Da, da, da. Deci, da. Mai am eu o întrebare. Direct. Da. Doamne, v-am întrebat despre șpăci, pentru că asta se vorbește în România. Deci, da. Da, eu am înțeles, na, eu când au, atâta timp cât nu-i la adresa mea... Nu, dacă s-a înțeles greșit, da. Îmi cer scuze, nu are nicio legătură cu dumneavoastră. Pur și simplu a fost o întrebare că doream să aflăm, dar dumneavoastră aveți cunoștință de ce se vorbește de Orașul Roman vis-a-vis de subiectul ăsta. Da? Bun, am o altă întrebare. Și am să fiu foarte atent cum mă adresez. Știți că se discută, mai ales acum în perioada campaniei electorale, chiar și la Roman, da? De fiecare dată când este campanie electorală, despre depolitizarea instituțiilor publice. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați fost numit aici sau ați ocupat postul printr-un concurs? Mai mă lași în pace. Întâi și întâi am fost numită, da. 6 luni, după care am dat un concurs. Am dat un concurs? Da. A avut vreo legătură politicul cu concursul dumneavoastră? Eu zic că nu. Mulțumesc pentru răspuns. Atât am zis. Dar implicații politice, credeți că Spitalul Roman ar fi necesară o poștă pneumatică? Da. Acum poșta asta pneumatică la care vă referiți? Vă referiți la laboratorul de analize sau pentru deșeuri? Că sunt două. Ideea se referea la CPU. La CPU, da. Este o idee foarte bună. Da. Am văzut-o la Târgu Mureș când am fost anul trecut. Cei de acolo au așa ceva. Este... În ce sens este bună? Nu mai merge asistentul și duce analizele și nu mai pierde timpul, da? Ai luat analizele de la pacient, le-ai pus în eprubetele respective, le-ai pus într-un recipient, după care ai introdus în chestia aia și pe bază de vid. Aia m-a apăsat pe un buton și ăla s-a dus până jos la laborator. Cei de acolo le-au luat, aș putea spune că e o chestie în timp real, adică că e o fracțiune de secundă până ajunge, le-a luat, le-a băgat în analizor, le-a rezolvat și îți trimite înapoi recipientul ca să poți să-l... Este o idee foarte bună pentru că așa nu mai stai să aduni, da, mai multe analize, nu mai trimiți un asistent până jos la laborator și atunci se pierde timp. Da, eu vă întrebam în condițiile Spitalului Roman care și așa are probleme, o să trebuiască să mai spargă niște plafoane și pereți pentru instalația care trebuie refăcută. Noi avem... Lipsia acum să deci, mai se găurească și pentru poșta pneumatică, unde găurile sunt ceva mai mari. Noi avem avantajul că e relativ aproape CPU de laborator, nu chiar. Sunt spitale care au o distanță foarte mare între zona de urgențe, chiar unde de multe ori e distanță considerabilă și atunci, într-adevăr, e foarte, foarte util. Și noi ne-am gândit deocamdată, așa cum spunea doamna manager, sunt cele două variante și pe partea asta de analize și pe partea de deșeuri. Ceea ce este interesant la Târgu Mureș, că și eu am zis că mai cred că o fi laboratorul cine știe unde. Și după ce ne-a prezentat noi unitatea de primiri urgențe cu zona galbenă, zona roșu, zona verde, așa, ne-a prezentat laboratorul. Și am zis că cine știe unde mai duce. Unde credeți? În perete mai încolo, încăperea de alături. Și am zis că mai să fie la ce trebuia poștă pneumatică pentru așa. Dar
pentru ei conta foarte mult, pentru că dacă au mai multe zone, ce ar însemna să trimiți câte 4 asistenți să ducă analize, când foarte bine le-ai pus, ai apăsat, s-a dus, s-a întors, cei de acolo iau, bagă imediat în analizor și rezultatele se dau chiar foarte repede. Adică mult mai repede. Deci sunt timpii ăștia de așteptare care pentru pacient contează foarte mult. În vizita meteorică pe care a făcut-o ministrul sănătății la Roma, ne-a văzut și starea politicii. Cred că a văzut-o. N-am. Sau dacă a fost așa fugitivă. La un lucru aș vrea să mai spun tot legat de discuția care am avut-o și de punctele pe care le-am abordat la această întâlnire. Noi și anterior am făcut demersuri la Casa de Asigurări de Sănătate cu o problemă care, la fel cum spuneam mai devreme cu doamna Ordean, ține tot de partea legislativă și de voință, pentru că dacă vă aduceți aminte, în 2015, când a fost ordonanța de urgență 35 cu prima majorare salarială, a avut un mod mai ciudat de aplicare. Adică s-a făcut aplicarea ei stricto sensul la diferența dintre luna septembrie și luna octombrie. Și s-a considerat atunci când s-au făcut calcule diferența de salarii de la luna septembrie la octombrie pe care urmează să ne deconteze bugetul de stat prin transferuri de la bugetul de stat este de 580 de lei la luna respectivă. Ei, toate actele adiționale pe care noi le încheiem cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru acea ordonanță de majorare salarială sunt de 580 de lei. Vreau să vă spun că de atunci diferențele s-au majorat. Când am făcut anul trecut solicitare către casă, aveam aproape 10 miliarde această diferență nedecontată de majorări salariale, iar acum am ajuns la vreo 30 de miliarde. Sumă care e considerabilă și pe care noi o asigurăm din veniturile noastre curente. Am rugat, la fel în memoriu pe care l-am înmânat domnului ministru, să găsească posibilitatea tot legală, așa cum s-au aplicat ulterior celelalte ordonanțe de majorări cu legile de punere în aplicare, să găsim soluția de a regla și această diferență, pentru că nu e cazul numai al nostru. Deci toate spitalele au astfel. Poate unele au și diminuări, nu îi afectează, dar pe noi, având în vedere că diferența de contată lunar este nedecontată lunar este din ce în ce mai mare, v-am spus, am ajuns la o sumă importantă, vă dați seama, într-un an jumătate să fie la 30 de miliarde, am făcut situația, e o sumă importantă pe care, dacă s-ar găsi o soluție legislativă, că e vorba de aplicare, să se aplice la valoarea reală, care e diferența dintre vechi și nou. Și aia să nu o deconteze. Doamna Ordean, noi încercăm să semnalăm, așa cum am mai semnalat și acele propuneri pentru modul de gestionare a ceea ce înseamnă medicina de urgență, anumite lucruri care ar putea fi aplicate. Nu e exact strict cum le-am propus noi, cum le-am gândit. Poate ne scapă și nouă anumite chichițe, dar venim cu am semnalat, știți cum? Spune că dacă copilul care nu plânge nu primește de mâncare. Noi spunem, dar sunt lucruri care nu țin de la, aici nu mai țin nici măcar de o relație sau de un parteneriat între instituțiile locale, ci țin de chestii legislative care nu le pot face decât cei care sunt acolo numiți să facă lucrurile astea și noi spre asta vrem în întâmpinare să încercăm să mișcăm lucrurile în sensul în care chiar e nevoie. Și ca să un lucru care poate tot nu l-ați auzit, dar vă spun, noi am avut tot în discuțiile legate de dotare. În fiecare an de la Ministerul Sănătății ni se solicită pentru anul următor lista cu dotări necesare spitalelor. Bineînțeles, și noi în decembrie am depus această listă. Vă spun istoricul ca să înțelegeți ce am făcut și noi în decursul timpului. Am depus această listă cam fiecare an și cam fiecare an pe primul loc în această listă este computerul tomograf, alături de alte necesare care le avem. O listă care e estimată în jur de 5.555 de miliarde vechi, în care avem tot ceea ce ne-ar trebui de urgență aproape, să spunem. Am făcut și un lucru care l-am spus și domnului ministru. Noi în ianuarie 2017 am făcut o hotărâre de Consiliu Local, dacă poate vă aduceți aminte, în care am aprobat cofinanțarea
în baza legii pentru orice investiție pe care ne-o dă ministerul, astfel încât să nu mai fie condiționat că, dacă îmi spune, îți dau asta, dar îmi trebuie avizul de la primărie. Atunci această hotărâre vine și parafează orice parteneriat din punct de vedere al legii 95 pentru finanțările de la Ministerul Sănătății. Deci toate lucrurile acestea sunt făcute. 5 și 10% funcție de obiectivul de investiții pe care îl finanțează. Mai mult decât atât, cum spunea și doamna manager, noi în 6 martie am făcut acele memorii care pentru noi sunt esențiale pentru computer tomograf și pentru aparatul de radiologie din TBC, care l-am lăsat într-adevăr la direcția economică cu fundamentări în acest sens pentru urgență. Dar am fost asigurați că în momentul de față modul de alocare a ceea ce înseamnă aparatura și dotările, partea de investiții, este făcută printr-un o grilă și printr-un mod de distribuire total apolitic, să-i spunem așa, și s-a făcut un grafic, trebuie să îndeplinești niște criterii foarte stricte, deci numai că se mai duce cineva să ia că-i cunoștință sau astfel încât așteptăm să vedem cum va funcționa și o să vedem dacă reușim și noi în acest an să, din acea listă, să primim poate unele din... care are o anumită coloratură politică, deci din Piața Neamț, care are o anumită coloratură politică. Mă întrebați pe mine? Personal, da. Eu... Dacă noi am tot făcut atâtea adrese pentru acest CT, înseamnă că ne-l dorim. Da? Ce are privat, ia lor. Poate să aibă toți, să aibă și CT-uri și CRMN-uri. Dar pe noi ne interesează să avem CT-ul nostru. Nu am pus întâmplător întrebarea, pentru că știți că aceeași situație s-a întâmplat și la Spitalul Județean. Unde s-a cumpărat acel computer tomograf, exact cu aceeași valoare 550, dar acela nu funcționează și pacienții nu. Ideea este următoarea. E bine să avem și noi CT-ul nostru, e bine să mai existe și un alt CT, pentru că fiecare aparat la un interval de timp mai trebuie schimbat. Trebuie schimbat tubul, din câte am înțeles, odată la un an sau la 2 ani de zile. Mai pică câte una, câte alta. Da? Și atunci e bine să mai existe încă cineva. O rezervă, ca atunci când îți pică aparatul tău să nu aibă de suferit pacientul, ci să-l poți direcționa în altă parte. Da? Doi la mână. Noi când vom avea un CT, va trebui să avem personal separat. Da? Nu putem personalul din radiologie să funcționeze și pentru CT, pentru că, exact ca și la Piatra Neamț, sunt linii de gardă separate. Nu toți medicii au competențe pe CT. Nu înseamnă că dacă ești radiolog, ai și competență CT, RME și altele. Astea sunt competențe pe care, dacă vrei, ți le faci, dacă nu, nu. Și atunci că m-am gândit la toate treburile astea și chiar discutam cu un manager de spital și îmi spunea, ca să nu dau nume, și îmi spunea că soluția cea mai bună este tot un contract de prestări servicii pentru linia de gărzi pe CT, pentru că nimeni nu-ți va veni să-l angajezi doar pentru CT, înțelegeți? Și atunci când faci contractul de prestări servicii, foarte bine, medicul stă acasă unde vrea, poate să aibă 100 de contracte de prestări servicii cu mai multe spitale. Ideea este să nu fie în aceeași zi de gardă la spitalul, la mai multe spitale, da? Și îți dă răspunsul de acasă, pentru că toate astea sunt transmise online, da? Și răspunsurile le poți da de acasă. Soluții am avea. Ideea este să putem achiziționa acest aparat, să putem... De ce în casa nu decontează și substanțele care sunt relativ scumpuțe, mai ales pentru un om obișnuit la... Eu nu știu cât decontează casa la firmele private, că chiar n-am de unde să știu ce le decontează. Doar știu că la noi casa decontează, deci noi că are CT, că are, că nu are, nouă casa ne decontează un caz DRG. Un caz DRG este 1700 de RON. Da?
În aia, în banii aia trebuie să ne încadrăm cu toate, și cu CT, și cu radiografii, și cu medicații, și cu intervenții chirurgicale, cu toate. Într-adevăr, răspunsul a venit că nu toți sunt operați, nu toți stau 10 zile, nu toți sunt pacienți care stau 2-3 zile, sunt pacienți care stau mai mult și atunci se compensează. Dar luat per general, per total, toți suntem în pierdere cu... pentru că CT-ul acum nu mai este o investigație de lux. CT-ul este o investigație uzuală, da? Pui diagnosticul mult mai corect, mult mai... adică știi ce atitudine terapeutică să iei, știi unde să trimiți pacientul, știi unde să-l încadrezi. În caz că este o formațiune tumorală, care știm cu toții că la o radiografie sau la un ecograf este posibil să nu se vadă, dacă este mic, 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 de câțiva milimetri. Pe când un CT, imediat îți poate salva viața. Că una e să diagnostichezi o tumoră într-un stadiu 0 și alta e să diagnostichezi în stadiu 4 cu metastaze, unde șansele de supraviețuire sunt scăzute. La vremene, aparatul ăsta este superior Nu, din câte am înțeles, deci și RMN-ul și CT-ul sunt la același nivel. Diferența este că RMN-ul are la bază unde electromagnetice, pe când CT-ul radiațiile X. Ele se completează una pe alta. Sunt diagnostice unde, dacă nu vezi bine la CT, dai în completare RMN. Sunt diagnostice pentru abdomino, da, abdomino-pelvinul se vede foarte bine CT, osul se vede foarte bine CT, genunchiul, unde ai ligamente, unde ai menisc, unde ai cartilajul osos, astea nu se văd la CT, se vede la RMN. Coloana, la fel, o diagnostichezi, o hernie de disc, mult mai corect la RMN decât la CT. Asta înseamnă că ar fi bine și un RMN de disc. Să zicem, să ajungem să avem un CT măcar, sau un RMN, că e una, că e alta. Asta se întâmplă foarte mult timp în Iași. În Iași sunt foarte multe spitale. În județul Neamț n-am putea, nu știu, să ridica spitalul municipal Avram din spital de județean din un grad mai mic, ca să rezolvăm toate problemele astea, și ambulanțe, și CT, și... Da, dacă va deveni Romanul județ, vom rezolva. Ba da, da, în Iași, e un județ. Nu, deci contează să fii județ. Da, deci, spitalele sunt de acela. Și aici e o chichiță legislativă. Că spitalul, de exemplu, spitalul județean, când a fost preluat managementul de către administrațiile locale prin legea 95, cum a prevăzut? Spitalul județean, că era numit spitalul județean, a intrat în subordinea Consiliului Județean, deci Consiliul Local Piatra Neamț nu are spital în subordine. Spitalul Roman, că era spital municipal, a intrat la Consiliul Local. Și aici e o problemă. În cazurile acestea, când sunt spitale de urgență în municipii din să fie, ori să fie toate în subordinea Consiliului Județean, să primească finanțări, funcție de adresabilitate de zona pe care o deservește, ori să fie în subordinea, cel mai bine, a administrațiilor locale, gen Spitalul Județean să fie spital de urgență în subordinea Consiliului Local Piatra Neamț, Spitalul Roman în subordinea Consiliului Local Roman, dar toate să poată fi finanțate în același mod de către Consiliul Județean, care trebuie să acopere întreaga adresabilitate dintr-un județ. Adică așa ar fi corect, să zic. Dar asta e o chestie legislativă. Așa a fost gândit atunci proiectul de lege, așa a fost implementat. La fel, s-ar putea, dar tot printr-un demers legislativ, regla aceste lucruri, pentru că doar denumirea de spital județean și spital municipal, spitalele au același grad. Regional. Asta vreau să vă explic. Eu o să încerc. Primarul Gianicu spunea că are în plan construirea un număr de locuințe sociale, din anele, da, din care 20 de locuințe să reparteze spitalul municipal de urgență. Pentru medici, în principal, pentru a-i determina pe unii medici care nu sunt din Roman să-i ajute cumva să le ofere o locuință. Aveți în program, în plan, angajarea de medici din afara orașului în perioada imediat următoare? Noi am scos, noi am scos la concurs, după cum știți, mult mai multe posturi de medici.
Posturile au fost scoase pentru toți din toată țara, numai să vină, pentru că locuință, se, exact cum a spus și domnul primar, ne poate ajuta, încât nu e problema la noi. Problema este să vină cineva din medici, să vină să dea concurs și să ia. Că nu, noi am scos posturile, am avut 10 posturi scoase la concurs. Din toate cele 10 posturi se susține examenul doar la laboratorul de analize, unde s-a înscris un candidat. În rest, nu am avut niciun candidat. Da, deci nu că nu... Eu de când am venit chiar m-a interesat să aduc medici tineri la Roman și după cum știți tot s-au angajat. Chiar avem și locuințe de serviciu date la acești domni doctori care sunt din altă parte. De la Iași, de la Târgu Neamț a venit doamna doctor de pe Țăranu, de pe oncologie. Deci nu, noi chiar ne dorim să vină cât mai mulți medici tineri. Doamna Cărilor, în condițiile diminuării bugetului acesta de care ne vorbeați, să înțelegem că pacienții acum mai vin de acasă cu tot medicamente, cu... Nu, nu m-ați înțeles. Nu a fost o diminuare de buget, a fost modul în care se decontează diferența de salarii. Bugetul nu are, adică de sumele decontate prin contractul cu casa pentru serviciile pe care noi le prestăm, nu s-au diminuat. Deci nu s-au diminuat. Tariful pe caz și decontarea tarifului pe caz este aceeași. Repet întrebarea, pacienții vin de acasă cu... Nu știu, nu am cunoștință, dacă știți dumneavoastră. Nu, nu știu, noi nu. Noi când încheiem contractul cu casa, avem o listă de medicamente cu care suntem obligați să le avem. Și sunt și medicamente care nu suntem obligați. Dacă din lista de medicamente care nu suntem obligați, medicii recomandă, tocmai pentru binele pacientului, și chiar dacă medicul recomandă, vă dați seama, spune, domnule, ar fi mai bine să iei acest medicament. Nu-ți dă în cap, nu te obligă. Poți, îl iei, nu poți, nu-l iei. Înțelegeți? Și fiecare pentru sănătatea lui și pentru binele lui, normal că dacă își permite, își ia. Dar nu e, deci atunci când un pacient își ia un medicament, nu înseamnă că acel medicament trebuia să fie pe lista noastră și eram obligați ca noi să-l avem. Sunt și cazuri când, nu pot să spun că, Doamne ferește, știți legea achizițiilor, cum a fost modificată și cât de greoaie este. Și nu este greoaie numai pentru noi la nivel de spital, este greoaie și pentru minister, că asta a spus și domnul ministru. Sunt foarte multe firme care nu vin la procedură și la licitație pentru că sunt cantități foarte mici. Și atunci ca să depui suma aia de garanție, să depui actele, să depui toate alea, sunt niște costuri pentru ei. Și ce zic, pentru 10, 15, 20 de fiole, pasteluțe, mai bine nu vin. Înțelegeți? Și atunci avem situații în care noi am făcut acord cadru, suntem la a doua procedură de acord cadru pe medicamente și avem medicamente la care nu a venit nicio firmă, tocmai pe chestia că, da ce, eu nu vin, că o să iei pe achiziție directă. Achiziția directă nu mai merge, nu avem voie. Și atunci chiar domnul ministru a venit cu soluția să o rămas să discutăm, să ne spună exact, să ne trimită un acord de parteneriat între spitale, că la nivel de București ar fi acest acord de parteneriat între 3-4 spitale și se organizează acord cadru la un singur spital și pentru o cantitate mai mare și apoi să fac contractele subsecvente cu restul spitalelor. Și ne-a sugerat să facem această treabă, acest acord de parteneriat cu Spitalul Județean, să discutăm cu ei și cantitatea fiind mai mare, poate așa vor veni la, că suntem în același județ, la licitație. A rămas să ne trimită un contract din ăsta de parteneriat, să vedem exact despre ce este vorba și să vorbim cu județul, cu managerul de la Spitalul Județean,
normal să fie și dumnealor de acord, că presupun că și la dumnealor sunt aceleași probleme pe anumite cantități, cu toate că se, e spital mai mare și poate iau cantități mai mari, dar tot au fiecare, dacă la nivel de București sunt problemele astea, da, păi la nivel de județ, și să putem merge mai departe cu o achiziție corectă și legală. Vreau să vă mai întreb și eu ceva. Ne spunea că în ultima conferință de presă de ieri, că nu e foarte optimist după vizita Ministrului Sănătății, că se va și întâmpla ceva, și ne vorbea de un proiect comun cu primăria, un centru imagistic de 4,5 milioane de euro, văd aici, tot o surpriză, la fel cum înțeleg că este o surpriză și cu centrul de îngrijiri paliative. Acum vă întreb, surpriza asta se dezvăluie înainte sau după 11 iunie? Păi nu înțeleg de ce amânarea. Ideea cu centru imagistic este o idee pornită din anul 2015, când s-a identificat o astfel de necesitate. Atât din punct de vedere al spațiilor, așa cum vă spuneam, am avea nevoie de un astfel de centru, cât și din punct de vedere al aparaturii. Ulterior, în anul 2016, noi am făcut acest studiu de prefezabilitate, am avut discuții la nivelul primăriei cu UIP-ul de la primărie și cu cei de la proiecte, pentru a vedea cum și în ce axă de finanțare s-ar putea încadra. La momentul respectiv, această axă de finanțare era dezvoltarea zonei sociale și de sănătate și am identificat posibilitatea de încadrare în această zonă. Pentru că nu au fost publicate ghidurile și nu putem să aplicăm în această zonă pentru acest proiect, ne-am gândit să găsim alte surse de finanțare alternative, respectiv surse guvernamentale, care pot veni din cadrul Ministerului sau din cadrul Programului Național de Investiții, din PNDIS. Ei, astea sunt probleme pe care noi le avem în discuție, adică nu e vorba de o surpriză. Surpriza este posibilitatea de a finanța un astfel de obiectiv. Dar surpriza care... că este la centrul de îngrijiri paliative. Și de asta nu e... Adică când este dezvăluie în... La îngrijiri paliative s-a făcut din partea primăriei o solicitare pentru că nu era formulat răspunsul ministrului către Consiliul Local. Și săptămâna trecută s-a făcut o solicitare pentru minister de revenire la punctul de vedere privind paliații. Și de asta era problema. În concluzie, benefică, să zicem că a fost, că l-am cunoscut pe domnul ministru, am prezentat problemele, i-am prezentat la final o mapă cu tot ce s-a discutat tocmai. Discuțiile au fost rapide, că au dorit să vorbească și cu medicul șef de secție. Sperăm, știți cum e, speranța moare ultima. Nu, mă gândesc că dumnealui a vizitat un spital municipal, putea să meargă la spitalul. Știți cum e? Drumul spre Făltician e prin E85, nu e prin... Da, păi și se ducea de la noi la Bacău, ca să ajungă la Piatra Neamț. Da. Vă simțiți vădată politic în concluzie? Nu. Conjunctura politică. Nu, doamna Flora. Încă, eu cred că nu au găsit încă soluția legală de a pune în funcțiune mașina și atunci se tot... Se pare că, așa cum vă spunea doamna doctor, comisia interministerială este aceeași, nu? Am înțeles. Da, este aceeași. Nu știu ce să...